Ridică-te, fată. Că nu mai poți schimba nimic. Ridică-te. mi cumva mi-a sărit în ochi compoziția Pascală se numește? Îi simt, nu știu, îi simt totul lui acolo, în acea melodie. Prezența ta acum la petrecere, motivul s-a schimbat, nu? Cântam, zâmbeam, radiam. Iar după asta mergeam în spatele cortinei și plângeam. Dorin? Era omul care întotdeauna îmi spunea nu lăsa niciodată mâinile în jos și fă întotdeauna ceea ce ești menită să faci. Steleana în această perioadă a reușit să înțeleagă, de fapt? Uh... Are senzația că va veni acea zi în care îl va vedea, știi? Păi și de ce, Doamne, Doamne, nu mi-l dă înapoi? Pentru că eu doar l-am rugat frumos. El a așteptat uh tati să-i răspundă? Pentru că îl vedea prin sticlă? <laughs> și el a înțeles că trupul lui va dispărea în câteva zile și că tati va fi peste tot. În viața ta a apărut un nou bărbat, tu însărcenată, nu le-a intrat pe gust ăsta moldovenilor. Nici nu o să le intre. Nu am furat fericirea nimănui, nu am furat bărbatul nimănui, nu am furat tatăl nimănui. Acele broscuțe care, care oacă e pe undeva pe în râpă, dar în ce te-ai băgat, Da, ce consum, dar uh, în ce prostii te-ai băgat și așa mai departe. Răspunsul meu, nu-i treaba ta. Voi cum v-ați cunoscut? Hmm, noi ne cunoșteam. Ok, copilul ăsta a apărut, voi nu sunteți cununați, bla bla bla, et că, că. Atunci când trebuia să fiu foarte liniștită, foarte odihnită și foarte calmă, eu am lucrat nopți în șir, pe tocuri, cu dureri de spate, cu tot felul de emoții. Alegi să lupți, ești învingător, lași mâinile în jos, ești acoperit de mocirlă și de tot ce vrei. Invitata din această seară este Luciana Spân, o artistă de muzică populară. Bine ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit. frumoasă revenire pe care noi o așteptăm Mulțumesc. și cu mare mare drag eu foarte mult sper că o să avem această frumoasă oportunitate să vorbim foarte multe subiecte de actualitate și subiecte care mai puțin în ultima perioadă cumva au fost așa măcinate și răscolite. Cu mare drag la tot ce pot îți răspund și chiar o să-mi facă plăcere să avem un dialog frumos. Uite, eu am să încep cu o întrebare frumoasă, întrebare probabil cu care se începe sau mai bine zis care prinde dispoziție la fiecare invitat, ce mai faci, cum ești în perioada asta de după naștere, cum este starea ta, cum merg treburile... Sunt bine, sunt sănătoasă, copiii îmi sunt sănătoși, familia la fel și asta este cea mai mare fericire pentru, pentru mine la momentul ăsta. Lumea zice că vede în ochii mei înflorire și sclipire, iar asta mă bucură și cred că această sclipire și această energie, dispoziție este datorată apariției lui Marius uh -huh. în viața mea, în viața noastră, care a schimbat totul la 360 de grade, cred că e foarte puțin spus. Deci a schimbat extraordinar de mult viața mea și cumva apariția lui a și adus o stare de liniște și de, de pace, dacă vrei, în sufletul meu. Ulceana, foarte mulți în ultima perioadă sau acum câțiva ani au pornit să te cunoască în urma evenimentelor triste care s-au întâmplat în viața ta au pornit cumva să te descopere, să zicem așa, pe unele trăiri, sentimente pe care tu cu părere de rău le-ai trăit și încă le mai trăiești. Eu am pornit să te cunosc încă de când tu ai lansat primul tău album muzical. Primul album muzical, solo, muzică populară moldovenească primele concerte, evenimente, lansări și spectacole. Iată în această perioadă munca ta în studio piese noi, ele se produc? Activitatea în studiou, ea există? În această perioadă sunt la etapa în care în sfârșit am un acces în materialul lăsat de Dorin material care este nefinisat și pe care mă simt obligată oarecum să îl scot la suprafață, să-l promovez. Sunt melodii care, iată, iată, urmau să fie uh, scrise versuri, să pun vocea și acum că am descoperit câte ceva, uh, mai am nevoie de persoane care să mă ajute ce ține de proiecte, pentru că uh -huh. acolo e complicat și nu pot să le deschid, însă sper, cu Doamne ajută, în scurt timp să, să se pornească lucrul în studio și să apară ceva nou pentru că și eu îmi doresc și simt deja că aș putea face asta și că publicul de asemenea așteaptă ceva nou de la mine, iar eu până acum nici stare nu am avut nici um, um, nici timpul potrivit, nici dispoziția necesară probabil sau curajul necesar ca să scot parolele de la acel laptop uh -huh, și mi-a uh -huh. trebuit ceva timp recunosc. Dar iată că așa simt că o să, o să vină o avalanșă cu melodii noi și frumoase. Mă rog de sănătate doar. Deci, uh, voi până se întâmpla cele complete, aveați pe rol proiecte de anvergură, proiecte muzicale. Dacă e să deschidem, cumva, memoria acestor lucruri pe care, cumva, între timp, cumva, nu știu, s-au mai scăpat, știi, și mai puțin s-au vorbit, ce urma să faceți? Ce urmează să ne dai și au rămas acum câțiva ani, până urmă? Uh, Dorin era... Pe lângă soț, tătic, era omul care se ocupa cap coadă de toată producția muzicală ce ține de estradă, și tot el era omul care mă susținea cel mai mult în această uh, fază pentru că eu mă simt mult mai bine, sunt ca peștele în apă în populară iar el acolo îmi dădea sfaturile necesare ca eu să, să pot cânta în manieră de muzică ușoară uh, și da, îmi făcuseră melodii pentru pentru mine uh -huh. uh, chiar scria și refrene și după ele acum urmează să găsesc strofe mai avea proiecte pe care le gândise pentru Stelian, uh -huh. acum vorbesc despre unul concret pe care uh, știu cum și l-a imaginat, cum l-a văzut și urmează să îl implementez eu cumva. Uh, melodia lui uh, care, din păcate, a rămas așa și este cunoscută uh, prin faptul că a cântat-o ultima dată și s-a filmat uh, pe patul de spital la acea melodie la fel urma să facă un videoclip minimalist, uh -huh. așa cum și-l imagina el. Iar pe partea muzicii populare era un lucru date câteva melodii în colaborare cu Corneliu Bodgros. Uh -huh. Și acum... A am nevoie de puțin timp, de organizare, de orientare ca să, să, vedem cu ce începem. Aceste proiecte pe care voi le aveți acum pe rol și ulterior care tu în ultima perioadă ai primit sau ai încercat să primești acces, ele oarecum vor suferi anumite modificări de, de stil de, sau optezi foarte mult să duci până la capăt ceea ce cumva s-a început pe atunci? Nu, eu nu o să intervin mai mult decât este cazul, o să intervin doar acolo unde erau necesare versuri. Ce ține de partea muzicală, aranjament, compoziție, nu o să schimb nimic pentru că el era, hai să zic, 90% din proiect făcut și acum e să pun acel negativ peste care să adaug vocea mea mm -hmm. cu acele versuri. Dar îmi doresc tare mult să rămână autentică acea melodie pe care a făcut-o, acele melodii și pe cât posibil să, să le duc așa cum el le-a gândit, mm -hmm. cu acele sunete, mm -hmm. pentru că anume acolo o să-i simt sufletul lui, o să-i simt emoția lui, o să simt dragostea lui față de ceea ce a creat, pentru că în fiecare notă el punea o părțicică din sufletul lui. Luciana, oarecum muzica populară moldovenească, ea este muzică de veselie, muzică de a te întâlni cu cumetrii, nanaș, și a dansa și a chefuie, și a 50 grame și toate aceste grămadite, cumva muzică care aduce bucurie oamenilor. În același timp, eu știu cumva că o să răspunzi la, la întrebarea mea că artistul trebuie să rămână artist, dar aici vreau să te întreb, în urma acestor proiecte pe care tu urmează în timpul apropiat să le dai, să le lansezi, să le cânți să mergi la petrecere cu ele, textele lor vor avea de suferit cumva? Vei cânta cumva, nu știu, versuri mai de suflet și nu neapărat muzică care vor provoca oamenii, știi, să danseze și să zâmbească. Deci, pentru tine, perioada asta care a trecut, ea este cumva așa mai... E mai puțin de chef, știi? Cum, va fi, cum vor fi melodiile tale? Dacă e să te referi la acele melodii pe care le-a gândit Dorin, ele vor fi duse așa cum le-a gândit el, ca și dispoziție, ca și aranjament, ca tot. Dacă e să ne referim la ceva nou, ce nu ar ține de proiectele vechi ale lui Dorin, neapărat că vor ține cont de... Sufletul meu, uh -huh. pentru că eu întotdeauna în firea mea fac toate lucrurile cu cu simțire. Și tot ce fac fac cu dragoste, cu dăruire, eu trebuie să simt. Exact este așa și în melodii, exact este așa și în piese. Deci, ca să transmit un mesaj, el cumva trebuie să mă reprezinte. Iar acele texte pe care uh, mi le-aș dori da. Ele vor ține tot de mine și de sufletul meu, și chiar dacă vor avea tentă de petrecere, de bucurie, vor fi texte foarte decente, vor fi texte care să fie inteligente uh -huh. și care să mă reprezinte până la urmă pe mine. Eu am intrat aseară pe canalul de YouTube și căutam ultima piesă oficială, ultima compoziție lansată, mie cumva mi cumva mi-a sărit în ochi compoziția Pascală se numește. Am mai găsit un articol undeva menționai că această producție are cumva pentru tine o semnificație aparte. De ce și ce semnifică pentru tine? Um, Pascala nu a fost ultima, a fost una dintre, hai să zic, una dintre piesele sau proiectele de suflet uh -huh. la care s-a muncit și îți explic de ce. Mă bucur că te-a interesat anume de acest aspect. În primul rând pentru faptul că în acea perioadă eram însărcinată cu Stelian în 7 spre 8 luni tot în acea perioadă energia noastră de familie era cumva îndreptată era era dumnezeiască era uh -huh, divină uh -huh. dacă vrei o familie tânără care este în așteptare de copil și tot dorin a fost cel care această melodie preluată dintr-o liturgie cântată uh -huh. în biserică de preotul uh, Gheorghe de la Ialomița, în timp ce meruia creștinii. Uh, și pe această cale îi mulțumesc și domnului Oleg Volontir, pe atunci a fost producătorul meu muzical, acum este nanul lui Stelian. Uh, ne-a transmis acel video și inițial eu am fost așa puțin nedumerită ce aș putea face din, din acea melodie cântată în biserică. I-am lăsat-o pe mâna lui Dorin, iar el noaptea, așa cum obișnuia de altfel să facă producțiile lui muzicale noaptea, pentru că era liniște în casă, el se aprofunda acolo, exact, și... L-am lăsat să, să vadă el ce poate face din asta. A doua zi mi-a arătat ce a ieșit și ce a simțit, iar eu am fost pur și simplu uimită de diferența care mi-a propus-o el în abordare și stilistică, și chiar ca și voce, vocal. Deci, eu am acolo. O manieră de interpretare diferită, dacă ai observat. Mm -hmm. Mai aproape de cor, mai aproape de biserică, mai aproape de divinitate, Melancolic, dacă vrei. Mm -hmm. Exact. Castel. Și pe lângă asta, noi am și filmat această melodie, am și lăsat-o în, în urma noastră ca, ca un hit, dacă vrei, în perioada pascală. Acum este cântată de zeci de copilițe și din România și de la noi din Moldova și tot primesc videouri. Iar eu în continuare țin la această melodie pentru că acolo îi simt vibrația sufletului lui Dorin și îi simt, îi simt, îi simt simt, nu știu, îi simt totul lui acolo, în acea melodie. Pentru că acolo el s-a transpus într-un alt dorin. Într-un dorin care era, nu știu, legat cu universul, știi? Asta este ultima producție dusă cap coadă sau Nu, au urmat, a urmat melodii cu el, au urmat trăiește clip, au o melodie la care nu am reușit să-i uh -huh, filmăm videoclip, uh -huh. dar pe care el a realizat o cap coadă. A, versurile aparțin Mirele Urușciuc și a, duetul în inima ta, Versurile aparțin lui Adrian Roșca și melodia. Am cântat-o în duet cu Dorin și am și filmat mm -hmm, această mm -hmm. melodie. După care a urmat Melodia pentru Stelian și la fel am filmat. Iată, ăsta a fost ultimul cântecel pe care am reușit să-l filmăm în comun și este prezent și Dorin. Tu acum la Petreciercânți? Da. Eu am cântat și atunci. Iată, înainte ca să se întâmple toate aceste lucruri și prezența ta acum la petrecere, motivul s-a schimbat, nu? Um... Dusul ăsta, știi, sau chemarea asta de a, de a merge și a cânta, motivația asta este un pic altfel acum. Și da și nu. Um eu am fost în uh, situația în care a trebuit să ies din zona mea de confort și dincolo de durerea prin care treceam, să ies la foarte scurt timp după, după trecerea lui Dorin în neființă, să ies la muncă. De ce? Pentru că știi, așa este activitatea noastră artistică, plănuită pentru un an. Se mai cum. semnează un contract, două Erau și Erau contracte. Armonile. Exact, erau contracte, iar eu uh, mă simțeam responsabilă față de acele cupluri care au apelat la mine și care mm -hmm. mă vroiau uh, ca și interpretă, ca și moderator la evenimentul lor. Uh, iar eu acum, dacă privesc în urmă, țin să cred că și datorită acestor evenimente eu uh, nu am căzut în acea latură extremă a depresiei pentru că eram foarte aproape și că datorită faptului că am ieșit între oameni, deși mi-a fost enorm de greu, m-am ridicat ușor ușor, da, nu mai stăteam în acea mocirlă. Cântam, zâmbeam, radiam, iar după asta mergeam în spatele cortinei și plângeam. Și era o luptă continuă cu mine. Și uh, unii oameni mă, mă și prindeau, știi? Uh, nu, nu puteau înțelege cum, acum, eu cânt și aduc dispoziție omului, el dansează, se distrează, iar după asta eu uh, mă retrag și îmi învărs acel, uh, acel of și acel amar, pentru că trebuia, simțeam nevoia asta. Uh, Ori uh, persoanele care m-au invitat la nunta lor, erau conștiente de faptul că e o perioadă foarte dificilă și erau chiar anunțați, le-am spus tuturor că vă rog să îmi primiți stările chiar și atunci când sunt vulnerabilă, pentru că nu știu din timp ce o să simt la evenimentul vostru. Mă putea transforma dintr-o dispoziție în alta Orice mesaj venit din, uh -huh. din adresa oaspeților, uh. și îmi era foarte greu să depășesc etapa în care eu eram acolo pentru a face fericit un cuplu și oaspeții lor. Iar eu nu mai aveam noțiunea cuplului. Și aici mi era cel mai, cel mai greu. Uh, și atunci când uh, Începeam să cânt unele melodii de viață, de chef și voie bună, chiar și acea melodie bine cunoscută, ce-stai omul așa, astăzi ești, mâine nu ești. Deci, până acum nu-i dădeam atâta importanță. Iar când am conștientizat că astăzi omul este, iar mâine nu este, deci, efectiv, nodul se ridica și nu mai puteam continua. Nu nu puteam cânta până la sfârșit. Era echipa mea în spate care era foarte atentă la toate detaliile și doar din priviri înțelegeau că urmează să preia ei controlul. A fost o perioadă foarte dificilă și este dificilă în continuare, însă acum merg prin ea mult mai curajoasă, mult mai puternică pentru că am înțeles că nu pot schimba nimic, și că trebuie să lupt în continuare. Și da, merg în continuare la petreceri, pentru că oamenii vor prezența mea la petreceri, iar uh, Dorin era omul care întotdeauna îmi spunea nu lăsa niciodată mâinile în jos și fă întotdeauna ceea ce ești menită să faci. Tu ești adusă pe fața pământului ca să cânți, să bucuri oamenii, să aduci fericire în ochii lor și uh, chiar l-am visat spunând asta atunci când eram închisă în casă și uh, nu-mi doream nimic, ba mai mult doream să renunț la tot. Uh, L-am visat și mi-a zis îmi plăcea foarte mult perioada în care erai activă și cântai prin concerte, prin evenimente. Și asta a fost la fel un motiv de a, de a, a lupta. Și de a pentru că eu știu uh, câtă muncă a depus el în spatele numelui meu, câtă dragoste și uh, atunci când eu aveam momente de cădere, eu foarte des le-am avut, el a fost omul care a pus umărul și mi-a spus întotdeauna, tu continuă să faci ceea ce faci. Ce e al tău, al tău o să fie. Pentru că îmi doream cumva lucrurile să se decurgă poate peste noapte, poate mai rapid, da? pentru că ea e nevoios da. drumul către uși deschise, către colaborări și așa mai departe. Și atunci când aveai o încetinire, dar nu mai am nevoie de nimic, știi? Nu mai trebuie. La ce bun fac asta? Investesc, investesc, investesc. Nu iau nimic înapoi și doar în minus. Pentru uh -huh. că nu e un secret asta. Și tot el spunea. Continuă să faci ceea ce faci. La un moment o să culegi și roadele. Și îmi sună. Îmi sună deseori în cap aceste cuvinte atunci când îmi vine așa gândul să cedez. Primesc așa o palmă, știi? Și este important. Și da. Luciana, la noi adesea se mai întâmplă cu oamenii sărăi. Și oamenii la noi sunt masteri, cum se zice, la noi, să judeci. Da. Tu ai avut evenimente unde în acea perioadă cumva trebuia până la urmă să mergi, să le duci până la capăt, să, să te prezenți și cumva, nu că nu ți era, pentru că asta e clar că nu ți era de ele, dar nu puteai să oferi ceea ce trebuia să oferi 100%. Și oamenii n-au înțeles chestia asta, știi? Sau cumva au început să te judice în urma unor chestii pe care tu mai ai spus că nu pot. A, judecata oamenilor, cum ai zis tu, oamenilor rei a pornit nu atunci când când eram eu jos, a pornit atunci când am început să mă ridic. Uh -huh. Pentru că oamenilor mai mult le place să te privească de sus. Atunci când tu ești jos, când ești neputincios, și ei privindu-te de sus. Uh, mai ușor le vine să zică, vai, sărmana, viața continuă, totul va fi bine și sunt foarte mulți specialiști la da sfaturi de genul și oarecum e confortabilă poziția lor de sus. Iar atunci când tu încerci să-ți îndrepți spatele, să scuturi genunchii și să lupți, să reziști, pentru că e o lovitură și e o lovitură foarte grea. Doar cel care nu Trece prin durerea pierderii, poate să vorbească aiurel și aberației. Iar atunci când eu am început să, să lupt pentru viața mea, pentru fericirea copilului meu și pentru uh, zâmbet, pentru energie, pentru că îmi pierdusem sensul vieții, îmi pierdusem uh, orice speranță, orice nădejde, nu mai vedeam o luminiță la capătul tunelului, iar atunci când Parcă parcă se ivea ceva în calea mea și uh, se. Um, hai să zic, se împărțea durerea asta și pe umerii celor dragi, atunci au început oamenii să judece și să arunce cu pietre. Chiar și uh, apariția noului bărbat în viața mea, chiar am și să vorbim. Exact, deci acolo au pornit, dar vreau să spun că nu-mi pasă. Nu-mi pasă și știi de ce? Pentru că acei oameni care Mă judecă acum, nu au fost atunci când eu eram jos, nu au fost prezenți. Deci, de ce le-aș da eu importanță atâta timp cât eu am fost persoana care am luptat și am ieșit din mocirlă? Eu mi-am dat o șansă la viață, eu am fost cea care am conștientizat că dacă voi continua în același ritm, fie o iau razna mental, fie copilul meu se va trauma extraordinar de mult, mm -hmm. din punct de vedere psihologic, iar asta se întâmpla ușor, ușor, pentru că mă vedea doar plângând, mă vedea că nu mănânc, că nu dorm, că nu mă aranjez, că sunt o mamă tristă și care deci, nu-i oferă două nimic. Și deci exact tu și aici lipsa. Exact, iar el avea nevoie de susținerea mea. E o neputincioasă, el și mai neputincioasă, pentru că era copil și trebuia să-i fac o istorie care să o înțeleagă. Și îți dai seama că și acum are sechele de genul ăsta, iar uh, acum tot eu sunt cea care pur și simplu nu atrag atenția la uh, zoile oamenilor. Hai să-ți spun direct că aici se poate am înțeles că, da? La zoile oamenilor. Uh, și îți mai spun de ce? Pentru că omul dă ce are în suflet. Și judecă acei oameni care sunt nefericiți de viața lor, acei oameni care nu sunt iubiți, acei oameni care nu sunt capabili să iubească și să dăruiască. Iar noi știm foarte bine că din iubire și pentru iubire poți să schimbi lucrurile din loc, poți să miști munții din loc. Iar eu am ales din iubire pentru iubire să fac lucrurile să decurgă într-un mod în care copilul meu să știe că mama lui este puternică, pentru că oricum, oricât nu aș fi stat acolo jos, lucrurile nu se întorceau. Nu îl puteam întoarce pe, pe dorin, nu-l puteam, deci oricât nu aș fi stat acolo, iar oamenii judecă pentru asta și e absolut treaba lor să o facă în continuare, deci chiar nu-mi pasă. De atunci au trecut doi ani. Stelian în această perioadă a reușit să înțeleagă, de fapt, sau să simtă bine, eventual a simțit toată această perioadă pierdere dată, dar să înțeleagă totuși cum stau lucrurile, de fapt, și cum vor sta în timpul apropiat. Stelian, deși e copil, dar uneori la fel ca și mine, știi, are senzația că va veni acea zi în care îl va vedea, știi. Iar eu sunt sunt genul de, de mămică care preferă să vorbească cu sinceritate uh -huh. cu copilul și îi explic lucrurile exact așa cum stau. Într-un mod, da, mai ușor ca să le primească, dar în continuare el are naivitatea asta de copil și mă întreabă, păi și de ce, doamne, doamne, nu mi-l dă înapoi, pentru că eu doar l-am rugat frumos. Și uite, aici vine un blocaj la mine și nu știu ce să-i explic. Deci, Înțeleg așteptarea lui și el înțelege că tati e la Doamne Doamne, el înțelege că tati fizic nu este cu noi, pentru că dacă ai ocazia să vorbești cu el, el atunci când vede soarele, ploaia, vântul, luna, stelele, el spune că asta este tati, pentru că el știe că tati este nu peste este tot, neva. tati este uh -huh. permanent lângă noi și... E foarte ager la minte și mă întreabă de ce noi nu-l vedem dacă tati ne vede. Înțelegi? Adică uh -huh. se bat cap în cap. Și iarăși trebuie să, să am eu răbdarea, să-i explic, să privim video împreună, să privim poze și reacția lui este întotdeauna... Așa, știi? Se uită mai întâi la mine să vadă, eu plâng, zâmbesc. Ce fac eu atunci când interacționez cu video sau pozele? Dacă, Doamne ferește, se întâmplă să îmi vină să plâng atunci, se întristează instant. Iar dacă eu le privesc cu calm și cu zâmbet, el primește aceste momente ca fiind alinare pentru el, știi? Tu ești nevoit să duci lupta asta interioară cu tine de a oferi această stare, știi, care e cumva să nu observi copilul că plângi sau că ești tristă sau că de fapt ascunzi ceva, ce ce cumva nu poți să-i spui. Eu în continuare duc o luptă cu mine, cu el, cu, cu toate stările astea și să știi că nu neapărat întotdeauna mă ascund de el să nu plâng, pentru că Stelian trebuie să știe că sunt momente în care ești vulnerabil și că dacă simți Că vrei să plângi, fă -o. Iar eu îl încurajez și pe el atunci când vrea, simte, necesar să plângă sau o facă. Nu, nu sunt mămica care îi arăt doar partea roză a vieții. Sunt poate mult mai realistă în unele chestii uh -huh. cu el, dar prefer să le știe de la mine decât să, să îi le spună ce din jur. Sau să te cumva că nu i-ai spus. Exact, exact. Pentru că am avut foarte multe dileme psihologice. Nu știam cum să fac, ce să fac, să-l vadă, să nu-l vadă, să-i spun, să nu-i spun. Deci au fost foarte multe dileme pentru mine și trebuia să, să fiu eu cea care decid ce face cu copilul meu. Um până la urmă el la înmormântare cumva ați evitat uh, momentul ăsta? Uh, propriu zis la înmormântare el nu a fost, însă uh, el a fost uh, prezent acolo unde a să fost și -a tati, bun? să și-a rămas bun. El a vorbit cu tati, el a așteptat uh, tati să răspundă pentru că îl vedea prin sticlă. <laughs> Și el a înțeles că trupul lui va dispărea în câteva zile și că tati va fi peste tot. Noi urmează cumva să vorbim și despre acel prim eveniment care s-a întâmplat după tragedie. Tu cum l-ai trăit? Cum a fost el pentru tine atunci? Pentru că... Bine, celelalte poate mai merg cum mai merg, știi, cumva. Dar primul întotdeauna este cel mai greu. Este și ca o lovitură. Te referi la evenimente private în care mm -hmm, trebuia mm -hmm, să fiu? Mm -hmm. um, pentru... Prima mea apariție în public, să zic, la foarte scurt timp. Am apelat la susținerea psihologică a multor persoane. În primul rând, Nașa mea, care este psihologul meu de suflet, pentru că este și psiholog de altfel. Și am mai apelat la prieteni de suflet Elena Diana cele care oarecum au fost cu sufletul la gură știind că urmează să ies în fața oamenilor și că acolo e nevoie de energia mea și de strălucirea mea pentru că oamenii când vin la petrecere așteaptă asta de emoții. la tine iar iar un, un artist, un om care iese în fața lor, trebuie să dea tot ce e mai bun, indiferent de ce ce se ascunde în spate. Și revin la ce ți-am spus anterior, cântam, ieșeam afară, plângeam, cânta colegul meu melodii de dragoste și de cuplu, iarăși plângeam, mergeam la baie, mă retușam pentru că eram strașnică. Uh -huh. uh... Îmi dădeam două palme um, și eram eu cu mine într-o luptă continuă. Trebuie, trebuie. Iar cel mai interesant a fost că în acea zi, în prima zi de când eu am ieșit, nu o să uit niciodată, a fost o pentru mine a fost un semn și pot să par acum nebună și pot să par, nu știu, halucinantă, nu mă interesează. A fost un moment în care era luna iunie, 10 uh -huh. sau 11 iunie, o zi frumoasă, cu soare, eu cântam la etaj și am ieșit într-o pauză în care cântau colegii mei. De nu știu de unde de nicăieri, pe cer s-a evit un curcubeu atât de frumos, dar atât de frumos ca a ieșit jumătate din oaspeții nunții să-l vadă. Pentru că eu m-am dus și ca o, ca o, nu știu, ca o nebună. Am strigat, un curcubeu extraordinar. Și au ieșit toți afară, știi? Adică, parcă n am mai văzut curcubeu, știi? Era o senzație de copil mic, care arată permanent cu degetul, știi? Au ieșit până și Mirii și au vrut să facă poză cu acel curcubeu, pentru că noi eram la etaj înalt și oarecum se vedea frumos. Iar pentru mine acel curcubeu a însemnat a însemnat ceva extraordinar mm -hmm. de mult. Deci a fost un semn pentru mine. Vorbeam cu colegii mei și spuneam că Dorin e acolo. Și că Dorin Mă încurajează și că se bucură că eu continuu să fac ceea ce trebuia să facă și el alături. Pentru că el urma să cânte cu noi uh -huh. în echipă și pentru că prezența lui trebuia să fie în spatele meu. Iar acel curcubeu a însemnat prezența lui în acea zi lângă mine. Am prins și mai mult curaj și mai multă energie. Și da, pe alocuri cântam cu lacrimi în ochi. Cu nodul în gât. Și mă gândeam întotdeauna la acel curcubeu. Și eu vorbeam cu el. Ziceai că îți dus cu pluta, știi? Dar eu ieșeam afară și eu vorbeam. Eu vorbeam în continuare cu el. Ploua, dispărea ploaia, iar soare, nu înțelegeam. Deci era, era un timp la fel ca și starea mea, știi? Și um, am continuat. Am continuat pentru că... Am simțit că el, el îmi transmite energia asta și forța asta. Și o simt în continuare. Tu ai făcut psihologie, nu? Da. Iată, un psiholog se poate ajuta pe sine în aceste sau în astfel de momente ale vieții? Ha, să știi că un psiholog, la fel, are nevoie de psiholog. Însă eu am ales să fiu propriul meu psiholog. Și îți motivez de ce? Pentru că, dintr-o parte, toată lumea are cum se simțeau uh, psihologii mei, știi? Uh -huh. Iar um, eu eram conștientă că durerea care o trăiesc este doar a mea și doar eu o pot duce. Și doar eu trebuie să fiu cea responsabilă de cum o gestionez și ce aleg să fac. Deci, eu am înțeles că asta este crucea mea și eu trebuie să o duc. Și eu trebuie să trec prin aceste stări. Să plâng, să mă dau cu capul de pereți dacă e necesar. Să râd, să vorbesc singură ca... ca... Hai că vine acum un cuvânt, ca un nebun. Da? Să vorbesc singură cu mine. Să Pun pe echilibru două personaje care să-mi aparțină și să lupt în continuare, una cu cealaltă. Una care era foarte slabă și vulnerabilă, și una care în continuare îmi spunea: Ridică-te, fată, că nu mai poți schimba nimic, ridică-te. Dacă o ascultam pe cea care era vulnerabilă, și am mai spus asta în interviuri, o spun și la tine. Uh, astăzi nu eram aici. Pentru că alegeam calea cea mai ușoară. Să merg după el. Și eram foarte aproape. Era mai simplu. Era mai simplu să să nu duc asta. Și acum de ce ar trebui să mă intereseze ce zic alții? Revenind da? la idei. Copilul meu a fost motivul pentru care eu astăzi sunt vie, sunt pe scaunul ăsta, lupt în continuare și doresc dragoste și lupt pentru viața mea și a familiei mele. Și tot eu am fost cea care m-am apucat de umăr, mi-am dat șuturi în fund când a fost nevoie și am zis mergi în continuare înainte, pentru că viața este o luptă. Alegi să lupți. Ești învingător, lași mâinile în jos, ești acoperit de mocirlă și de tot ce vrei. Dacă îți luăm evenimentele în axă cronologică, eu în acea perioadă, la fel, urmăream foarte mult, încercam cumva să identific postări, chestii, pentru că nu neapărat că eram uh, omul care căuta materiale, da? Uh, dar pentru mine a fost un fel de wow că în acea perioadă tu ai deschis un cabinet uh, masaj cu epilare ceva. epilare era era, uh. era despre epilare eu am încercat asară să găsesc pagina de, de instagram, nu am găsit din păcate, cabinetul ăsta era astăzi, sub din <laughs> Cabinetul astăzi funcționează? Acum nu, La moment nu. Eu, atunci, în acea perioadă, când începuseră pandemia, mă reprofilam. Dorin era și el pe cale de reprofilare și învăța șoferie pe tir. Uh -huh. Urma să migram uh -huh. peste hotare. Asta e arta la noi. Eu Așa. Am suferit foarte mult în acea perioadă pe, și sufere. Pe o durată nedeterminată. Și tot împreună cu, cu Dorin am ales și costumul și culoarea costumului și materialele necesare pentru că eu am învățat, am făcut cursuri de epilare cu ceară și zahăr. Și la fel faptul că am avut aceste studii, atunci când s-a întâmplat cu Dorin, simțeam că trebuie să fac ceva simțeam că trebuie să ieși din casă și că că trebuie să fiu să fiu utilă și să fac ceva pentru Și mai era și perioada cineva. aia de pandemie și exact. totul Era buchat. o perioadă foarte, foarte complicată în care eu am rămas închirie cu un copil mic, fără joburi, fără lucru, fără activitate artistică, cu datorii 1.600, practic fără nimic. Deci practic am rămas o picătură într-un ocean, știi? Am fost pe pe scara asta în care se decid stau în continuare în casă sau trebuia să-mi hrănesc copilul. Aveam facturi care nu mă întrebau. Am apelat la un salon. Am închiriat un spațiu. Un spațiu aveam toate necesarele ca să-l dotez. Am activat un an și cred, cam așa după care eu m-am schimbat cu traiul spre alt sector am închiriat iarăși un spațiu, am continuat activitatea pentru că îmi- aducea satisfacție, unu, nu pot să zic că aveam un venit extraordinar mm -hmm. dar îmi plăcea pentru că eram în contact întotdeauna cu oamenii și asta m-a ajutat Timpul pe mine oarecum cumva, da, mm -hmm. da și atunci când am simțit că e nevoie să fac, și o pauză, pentru că durea spatele, pentru că îmi doream un bebeluș, și oarecum m-am gândit și la mine, pentru că urmează o perioadă mai grea, am zis pun stop, iar când o să simt nevoia, am toate șansele să, să reiau asta, această activitate. În schimb, eu pe pagina ta de Facebook am zărit hai să spunem așa, o groază de postări cu produse, produse bio, dacă exact. eu am înțeles corect, mm -hmm. o companie mm -hmm. internațională, așa. mai exact ce faci, ce muncești aici? Mai exact, asta este o nouă activitate online pe care eu am îmbrățișat-o la fel în acea perioadă mm -hmm. și nu m-aș fi gândit niciodată că o să mă pominesc în, în această etapă. Este vorba despre o companie de proveniență italiană care ne pune la dispoziție produse naturale și avem 12 categorii de produse. Acum cele mai în vogă, să zic așa, sunt produsele de detoxifiere și de remodelare corporală, pentru că toată lumea aleargă cumva după aceste chestii. Iar eu am făcut cunoștință cu aceste produse și Ulterior am uh, am îmbrățișat și și jobul online, um, datorită la faptul că eu cu aceste produse am uh, am îmbunătățit uh, puțin, uh, hai să zic organismul meu care dormea atunci uh, avea un uh, dezechilibru și hormonal și, și era un dezastru. Deci omul care nu putea nici să doarmă nici să mănânce, nu avea chef de viață, nu avea energie, mă culcam, mă trezeam mult mai obosită de, de parcă cineva m-a bătut toată noaptea, știi? Și am fost foarte sceptică atunci când o prietenă, o mireasă, la care i-am cântat 5 ani în urmă, mi-a zis, uite, eu te văd că suferi, eu te văd că ai nevoie um, n-ai vrea să încerci câteva produse care să, să te ajute să-ți pornești un pic metabolismul să începi și tu să te odihnești să mănânci evident că am zis, lasă-mă te rog prostiile tale, ca tot nu știi? După care am zis ok, le-am încercat pe toate hai să mai încerc și pe asta, deci plus minus, da? Hai să o iau și pe asta am încercat acele produse și vreau să-ți spun că m-au ridicat fizic, am simțit o, o ușurare și o eliberare, de parcă am dezbrăcat o haină grea pe care o duceam în spate și eram deja mult mai vioaie, mult mai plină de viață, de energie. Am început să dorm, am început să mănânc, am început altfel să văd viața cu alți ochi și... Ea, văzându-mă că sunt satisfăcută de efectul lor și de felul în care mă simțeam, pentru că am luat și niște vitamine pentru stelian, pentru că imunitatea noastră uh -huh, avea de suferit uh -huh. în urma COVID-ului. Am văzut că și el oarecum luptă bine cu virozile. Ea îmi spune, da, uite, ai posibilitatea să dai voce acestora și să spui și altor persoane care poate stau la fel ca și tine acolo. Evident că iarăși am zis, nu, no, nu cred că o voi face asta și pe asta, ia. nu, te rog, te rog, eu o să consum în continuare, dar te rog, lasă-mă cu asta. Și iarăși a fost un om care m-a îndrumat și a zis, măi, stai un pic, uite, de ce să fii egoistă? Tu consumi produsul exact așa cum te duci la o uh -huh. pizza, ai mâncat o pizza și îi spui vecinului, măi, du-te acolo, că pizza aia e gustoasă, e puha, voi... de ce să fii egoistă? Dar tu pentru asta poți fi plătită. Și acum, având copil, având un job care e sezonier cumva, de ce nu? și am stat eu pe gânduri și eu sunt persoana care întotdeauna risc la, la ah, mai multe, ah, știi? Hai să văd, dacă e de mine bine, rămân, dacă nu, mă dau deoparte. Și am zis, ok, eu mă bag, habar nu avem ce avem de făcut, habar nu avem ce urma să se întâmple, dar sunt deja de un an aici, în această companie, de un an sunt prezentă online mult mai mult decât m-aș fi așteptat că pot fi de un an de zile am urmăritorii care, dacă nu apar într-o zi pe story, îmi scriu un privat și mă întreabă, Luciana, ești bine? Iar eu înțeleg că oamenii așteaptă prezența mea și că ajut zeci de persoane să își îmbunătățească starea lor de sănătate, dar mai ales eu sunt cea mai fericită și mulțumită că am putut-o ajuta pe mama mea care avea probleme de sănătate și nu le putea oarecum identifica acolo în Italia, analize bune și pacientul se simte rău, știi? Iar eu am tot învățat produsele, am tot participat în zoom de formare cu specialiști, am cules toată informația necesară și i-am zis, mamei, uite, eu aș vrea să încerce asta, aș vrea să încerce asta. Mama mea la fel, sceptică, avea un punct de pastile de la medic, cum să mă creadă pe mine, că eu îi dau ceva bun și natural. Și... La, la un moment dat a zis, nu, 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 eu am pastile, am... Zic, ok, hai, hai un pic lăsăm pastilele pe treaba lor, dar eu nu ți încurc. Deci tu ai pastilele tale, eu îți dau niște suplimente naturale care vreau să te îmbunătățească. Ușor, ușor, mama mea s-a apucat de ele și peste un timp vorbind cu ea mi-a zis știi? Eu nu știu de la pastilele astea, de la suplimentele tale, pentru că na, lumea mai continuă să le spun pastile, prafuri și așa mai departe, de la suplimentele astea, dar eu mă simt bine, eu mă simt bine și îți mulțumesc tare mult pentru asta. Eu nu mai beau tot pumnul ăsta de pastile dat de la medic pentru că eu mă simt ok așa. Și atâta asta pentru mine este cea mai mare mulțumire și pentru sora mea, care la fel a încercat sute de diete și cumpărate și cu programe alimentare, cu gramaje și toate felurile. Și atunci când eu am venit către ea, i-am zis, uite, hai încearcă și pe asta. Știi ce mi-a spus? Te rog, mai lasă-mă cu prostiile că am băut de toate și cu mâna la nas și cu hrișcă și cu kefir și cu nu știu mai ce. Și am zis, hai, încearcă. Sora mea a stat cu produsele în dulap, cred că vreo lună și tot eu o băzâiam. Hai, te rog, hai, încearcă, uite, încearcă. Până i s-a dat pe gust și a înțeles că e schimbare mm -hmm. și acum le consumă și ea este un consumator fidel a acestor suplimente și se simte bine cu ele. Și am zis măi, dacă eu mi-am ajutat familia, mi-am ajutat sora, mi-am ajutat corpul meu, de ce să nu fac asta și pentru oamenii care mă urmăresc, care mă admiră, pentru că na, sunt și oameni care nu sunt interesați de ceea ce vorbesc eu acolo, dar ei nu sunt la mine pe pagină. Și am zis că eu o să, o să fiu aici prezentă pentru oamenii care au nevoie de energia mea și cel mai mult mă bucură faptul că primesc mesaje de la, de la urmăritori, îmi spun că sunt o energie, sunt o forță pentru ei, și că um, prezența mea îi încurajează, puterea mea le dă și lor are pe atunci când se simt uh, grei și uh, neajutorați. Iar eu mă simt uh, oarecum onorată că pot prin prezența mea să fiu o inspirație pentru alte persoane care sunt într-o dilemă. Și da, fac toate cu satisfacție. Ei, hey, vorba aceea că oamenii iubesc să scrie, oamenii iubesc să, să vadă, oamenii iubesc și să judece. Era totul bine și frumos. Luciana Spânu avea activitate, salon, noi parc parcă văzusem deja știri um, care duc spre un tratament moral și sufletesc. Până a merge la o emisiune, televizată de la noi într-o seară și s-a început un val de care vrei comentarii, eu m-am uitat. Eu de la început obișnuiesc în, nu știu de ce să mă uit la comentarii și apărăm la interviu în ultima perioadă. Probabil jobul sau hobby-ul ăsta al meu care l-am acum prezice astfel de chestii. În viața ta a apărut un nou bărbat, tu însărcenată, în acea perioadă când ai mers la interviu și nu știu deși nu le-a intrat pe gust asta moldovenilor. Nici nu o să le intre. Eu ți-am spus mai jos. De ce? Dar deși pe ai noștri așa de i-a revoltat noutatea asta pe care tu ai dat-o, dar tu la fel ca și toți noi, ești om. Mă repet, fac asta oamenii care nu iubesc, nu sunt iubiți, care sunt nefericiți. Cel mai mai uimitor pentru mine, să zic, a fost atunci când vedeam acele comentarii, acele judecăți a mămicilor cu copii în brațe, a bunicilor, a femeilor care au familie și, sincer, mi se făcea pur și simplu milă de acele persoane. Pentru că acea persoană care este fericită și acea persoană care are în sufletul său lumină Căldură, pace, dragoste, bunătate. Niciodată, dar niciodată, nu-și va face timp, dar chiar dacă are timp, nu se va încumeta să intre și să arunce niște răutăți. Pentru că nu are cum. Pentru că el este bun. Și pentru că energia lui este una pozitivă și este una frumoasă. Doar acei oameni negativi, doar acei oameni care sunt deranjați oarecum de strălucirea ta și rămân cumva în umbră, te vor, nu știu, te vor picta cu nuanțele uh, de ură, de, de invidie, poate, și vor încerca să te trag înapoi, pentru că lor nu le este convenabil, îți spuneam, lor le este convenabil să te privească de sus. Iar atunci când te ridici la nivelul lor, deja ești incomod. Pentru mine nu a fost niciun deranj major faptul că lumea a continuat să arunce zoi acolo. Eu mai mult mă îngrijoram pentru familia mea care vedea toat asta, și iar, toată asta iar o mamă care vede că copilul ei este murdărit în toate căile posibile, deși nu a făcut nimic nimănui, nu am furat fericirea nimănui, nu am furat bărbatul nimănui, nu am furat tatăl nimănui, deci nu m-am dus să cer nimănui bani de facturi, nu ți-am cerut nimic, nici să mă îmbraci, nici să mă încalți. Nu am venit eu peste tine, deci care ar fi deranjul? Nu am venit eu pe pagina ta până la urmă. Deci care e treaba? nu-ți place, te deranjează faptul că eu mi-am dorit să am un copil și că am avut cu cine și că am omul care mă susține în toate, de ce te-aș întreba pe tine? Ce cauți tu la mine pe pagină? Ești deranjat? Ok, nu stai aici. Deci nu eu te-am atras, omule. Iar faptul că uh, tu ai curaj să scrii public aceste mârșăvii, nu denotă nimic altceva decât mărșovia pe care o porți în suflet, și care deja este foarte abundentă, și dă în afară. Eu așa văd lucrurile. Și da, continuă lumea să, să scrie, sau acum cred că s-au și liniștit, pentru că au înțeles, eu nu le dau importanță. Eu chiar nu le dau importanță. Mai multe griji îmi făceam, îți spun, pentru mama mea, pentru familia mea și cei dragi care, evident, sunt și ei pe rețele sociale și Urmească. urmăresc toată asta. Mai era și sora mea și rudi de ale mele care spuneau ai văzut, aia a comentat așa și am zis, nu-mi pasă. Deci, De ce ar trebui să intru acolo și să-mi umplu sufletul cu, cu uh, frustrările cuiva? Să vorbească. Deci gura lumii este gura lumii. Și nu a fost ea cea care a venit să mă ridice de pe muchia prăpastiei, nu. Tot eu am fost cea care m-am ridicat și tot eu am fost cea care am luptat pentru mine și copilul meu și eu lupt în continuare. Deci poate să vorbească lumea. Deci am prins așa o imunitate la vorba lumii încât uh, este un cântec. Știi? Oh, încât... Da, și apropo, Olga Țapordei spune în toate maratoanele, încetați să vă mai gândiți la ce vă zice vecino, vecina, cu mătra, cu mătru și așa mai departe. Exact asta a fost și momentul în care eu am intrat în activitatea asta online. Oamenii din anturajul meu, prieteni de ale mele au zis, da, în ce te-ai băgat, da, ce consum, da, în ce prostii te-ai băgat și așa mai departe. Răspunsul meu, nu-i treaba ta. Eu fac ceea ce simt și dacă simt. Iar faptul că te deranjează sau că îți place e doar a ta chestie, e doar a ta problemă și e a ta frustrare. Nu-ți place, urmărești ceea ce îți place. Deci eu nu fac lucruri de pentru cineva, eu le fac strict pentru mine, pentru sufletul meu și pentru oamenii mei care mă apreciază așa cum sunt eu, directă, vulnerabilă, puternică, sensibilă. Eu sunt sinceră în toate și da, prefer să fiu sinceră cu oamenii care mă urmăresc și da, mi-i pofic de ce spune lumea. Dar ți au fost cumva, nu știu, în acea perioadă teamă să faci public noutatea asta, nu știu... Eu am fost conștientă de ce urma. Și îți spun și de ce am ales să o fac. O perioadă foarte lungă, sarcina mea a fost ținută așa, mai pentru mine, uh -huh. pentru că iarăși așa am simțit eu nevoia. Așa a fost starea mea de, de spirit, așa a fost starea mea psihologică, și am păstrat chestia asta departe de ochii lumii. Deși continuam să fiu activă și îmi desfășuram jobul de acasă, toate filmulețele erau făcute de la uh -huh. jumătate în sus. Uh -huh. Oarecum nu se prindea nimeni. Da. Până la un moment în care, bine, se observă o femeie care este însărcinată, oarecum se înțelege, se vede, se observă, nu după știu, 5, după ceva se vede, știi? Da. Și am avut admiratoare și urmăritoare care mi-au zis, măi, ceva este schimbat la tine, da? Ceva se întâmplă, au apărut ceva o sclipire, te-ai schimbat, deci ai ceva diferit. Și am zis, ok hai atunci să, să nu fie cumva noutatea asta bombă, că eu mă trezesc cu, cu bebelușul în braț uh -huh, și lumea uh -huh. să creadă că l-am furat de undeva, știi? Adică era cumva și o, o chestie de genul. Și zic că o să o să dau cumva ușor anunțul ăsta, nici nu mai știu cum a fost, pentru că a fost unul foarte firesc, a fost o postare, două și nu prea s-a înțeles, după care a apărut acel video pe TikTok, care a stat de altfel foarte mult până a ajuns în văzul presei și când a ajuns, am fost invitată la o emisiune televizată și de acolo s-au pornit toată gălăgia în jurul meu și toate speculațiile că uh, mare vedetă și că nu știu mai ce și mai nu știu ce, că uh, dar ce nu mai sunt femei însărcinate, chestii, 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 știi? Iar oamenii care au fost uh, oameni lumină, cum le spun uh -huh. eu, au fost cei care mi-au trimis atâtea mesaje private, atâtea Atâta energie și atâta căldură, că nu făceam față să le răspund la toată lumea. Și am înțeles că sunt mult mai mulți oameni extraordinari în jurul meu decât acele broscuțe care care oacă e pe undeva, pe în râpă și încearcă să, să acopere frumosul care, care oamenii îl vedeau, știi? Acum, când, iată, la fel au apărut și știrile cu apariția lui Marius, uh -huh. care de altfel a fost una la fel neașteptată pentru noi, pentru că a venit mult mai devreme, la fel a fost mediatizată și Oamenii extraordinari au continuat să genereze frumos, energie, căldură, iubire și dragoste. Oamenii răutăcioși au continuat să împrăștie ceea ce au în suflet. Și iarăși, zic, este pur alegerea lor cine vor să fie ei, oameni lumină sau oameni întuneric. Ați comentez, Luceana. Asta e, treaba. asta e Asta e nu mă mir că și după podcastul cu tine o să apară comentarii de genul pe care eu de altfel o să le văd, eu le urmăresc pe toate și nu cred că o să dau importanță la cele răutăcioase dacă vor fi, dar oamenii sunt pentru asta oameni să vorbească, să discute și știi de ce fac asta? Pentru că ei nu vor fi niciodată în postura mea, a ta sau a oricărei alte persoane și nu vor ști niciodată de ce am făcut eu așa, de ce m-am îmbrăcat astăzi așa, de ce acolo am plâns, de ce acolo am râs. Pentru că asta simt doar eu. Iar dintr-o parte, lucrurile se văd cu totul și cu totul diferit. Exact. Că noi parțial, doar parțial, să le facem pe plac, la broscuțele astea care fac uac-uac, Andro, bălot, pentru că acum chiar e perioada că plouă. Te-a plăcut, nu Iată, aici foarte puțin tu ai vorbit, sau a, dar poate n-ai vorbit, nu știu, aici nu sunt la curent. Voi cum v-ați cunoscut cu actualul partener de viață? Noi ne cunoșteam. Știi undeva, nu știu, văzusem, dar chiar nu mi-aduc aminte sursa că acest om are o istorie cumva în viața ta, cumva el de, de, o perioadă lungă de timp îl cunoaște. Da, noi ne cunoaștem de o perioadă lungă de timp, îl cunoștea și soțul meu, pentru că Eram cumva întâlniți prin activitate pe care o aveam. Uh -huh. Noi în muzică, el nu în muzică, dar ne-am putut întâlni. Și oarecum ne-am reîntâlnit peste mult timp, peste mulți ani. Și din discuțiile astea sfletești și calde, lucrurile au decurs până la etapa actuală, nici să-ți spun nici prin gând, nici prin cap, eu nu am căutat și spuneam în interviu: Eu nu am căutat un bărbat colac de salvare, eu nu am căutat să vină cineva în viața mea, eu nu am căutat, eu nu m-am dus nicăieri să găsesc un bărbat. Uh -huh, uh -huh. Am lăsat lucrurile să decurgă de la sine, și dacă tot viața mi a dat ce-o vrut ea, fără să mă întrebe. Exact asta a făcut și acum. Nu m-a întrebat, pur și simplu mi l-a scos în cale, mi l-a readus în cale, oarecum, într-un mod diferit și lucrurile au mers firești. Eu l-am cunoscut mult mai aproape ca să, să înțeleg, să-i dau voie să că... intre în viața uh -huh. mea, pentru că mi era frică pentru el. Mi era frică să, să nu-l fac să sufere. Eu fiind atunci în, în mocneală și în, în etapa în care chiar mi era greu, știi să, să accept ceva diferit în viața mea, chiar am lăsat lucrurile să meargă de la sine, nimic nu a fost grăbit, nimic nu a fost forțat. Uh -huh. Dar cum ai înțeles tu că comunicarea voastră deja se transformă în ceva mai mult. Energetic, cred că lucrurile au și-au spus cumva cuvânt Pentru că oamenii transmit energie, generează energie și atunci când tu te simți confortabil cu un om de lângă tine și când poți să te deschizi, când vorbești și ești nu doar ascultat, dar și auzit, când cuvintele lipsă, Hai să zic, când, hai, când nu vorbești, da? Chiar și atunci când nu se vorbește, transmiți ceva și ești înțeles. Păi, iată, omul ăsta îmi simțea suferința. Mi-o mi știa, mi-o cunoștea, pentru că știa istoricul prin care eu trec. Și l-am întrebat de foarte multe ori: Ești sigur că ai vrea să, să te bagi într-o. Într-o relație în care istoria mea este una foarte dureroasă, și uh, este și un copil care nu este al tău, și care, care trebuie să te accepte. Și se vede că a fost pregătit pentru asta, și este pregătit, pentru că uh, nopțile în care eu uh, eram, uh, uh, hai să zic, cu cu starea aia de jos și în care plângeam nu era nimeni din cei care oacăie să zică Luciana, este ok? Sau să-mi aduc o cană cu apă, da? El a fost. El a fost omul care și este în continuare omul care um, mă susține uite și acum, stă cu doi copii în mașină și care merge peste tot cu mine, mă ajută și înțelege că asta este necesitatea mea și că asta mi-aduce mie plăcere și tot el este omul care probabil trimis de univers și menirea lui este anume asta, să, să apară în viața lui o persoană care să poată iubi din nou și să dăruiască iubire și da, o persoană care are copil, iar el să se devină spatele și sprijinul nostru. Tu menționezi pe o sursă că cel care cu adevărat te-a motivat să-l cunoști pe actualul tău bărbat este fiul tău Stelian. Așa e. Prin ce? Prin interacțiunea cu cu el. Uh, pentru mine a fost un motiv și un reper de care eu uh, oarecum m-am agățat uh -huh. atunci când uh, i-am întâlnit pe ei doi iar copiii fiind sinceri uh, lor fie le place, fie nu le place uh, ei îți spun totul pe șleau așa cum este, așa cum simt și am avut mare emoții când, uh, când a fost uh, acel moment, pentru că uh, îmi trebuia o confirmare, eu mă amăgesc pe mine, eu am nevoie pentru perioada asta doar uh -huh. sau nu știam ce se întâmplă, dai seama, eram foarte bulversată. <laughs> și um, i-am întâlnit pe ei doi, iar atitudinea lor a fost una care pe mine pur și simplu m-a uimit. uimit, apoi m-a convins m-au uimit de-a dreptul. A fost o legătură foarte neașteptată pentru mine și din, din primele minute au găsit limbă comună, au găsit despre ce să vorbească, se jucau deja. Uh -huh. Deci a fost pentru mine chiar ceva wow, pentru că copiii nu se dau în vânt așa după orice și după oricine emoții, după... Exact. Și de acolo ușor-ușor noi ne-am ne cunoscut deja în trei pentru că aveam nevoie și de stelian, de confortul lui. Eu țineam foarte mult și la ceea ce simte stelian, nu doar eu. Și atât pentru el am ales să, să, fiu o luptătoare în continuare și să dau voie în continuare ca lucrurile să, să meargă spre ceva frumos. Prietenia lor sau prietenia între un copil și eventual un, un om, să zicem așa, care apare în viața mamei sale, după o perioadă scurtă sau lungă de timp, se transformă în ceva mai mult și urmează etapa aceea unde e să aleagă dacă îi se spună tată sau dacă îi se spună mamă. La voi lucrurile astea cumva s-au aprofundat până într-un final. Îi spune tată. Îi spune. Și iarăși a fost la la durința lui și la la Dar momentul în care a simțit. Ăsta, cum a fost acea zi? A fost foarte neașteptat. Eu eram la muncă iar iar Stilian l-a întrebat dacă poate să-i spună tata. Pentru că el simțea necesarul să... El simțea uh -huh. nevoia să spună cuvântul ăsta. Și a venit momentul când a simțit să facă asta, deși nu i s-a spus, nu i s-a impus în casă, uite, spune așa, Doamne, ferește, Până atunci îi spunea toate modurile posibile, numai nu, numai nu tata. Și de la o vreme îi spune tata, tata, tati, iar pentru el, îți dai seama, pentru soțul a fost o, o emoție extraordinară. El, având. Momentul ăsta, unical fiind în uh -huh, viața lui, uh -huh. cineva să-i spună tata, l-au și dat la lacrimile, m-au și sunat uh, telefonic și m-au întrebat uite, Stelian, uh, vrea să-ți spună ceva. Și, Stelian, țin minte că eram la nuntă și vorbeam la telefon. Stelian mă întreabă, mami, dar poți să-i spun tata? Și am zis, Stelian, dacă tu așa simți, cu mare plăcere. Dacă tu așa simți și tu așa vrei. Și de atunci doar așa. Eu am un termen care uneori pe Svetlana, de după culise, o amuză termenul ăsta. După o perioadă scurtă de timp în viața voastră, apare un kinder surprise. <laughs> și mie îmi place asta. <laughs> Nuanța asta. Um, asta pentru tine, în primul și primul rând după milioanele de emoții trăite ce înseamnă? Um, în primul rând a fost a apărut un kinder, doar că nu surprise, el a fost un kinder durit uh, pentru că toată lumea cumva tindea să creadă că uh, așa surprise. Treacă, meargă, știi? Un surprise și că l-am luat, undeva, știi? Mm -hmm. Acest copilaș a fost dorit, acest copilaș a fost gândit și proiectat mm -hmm. <laughs> și desenat, dacă vrei. Iar apariția lui spuneam după culise că a schimbat absolut totul în viața noastră. Eu am mai spus-o în interviuri că dorința mea de a avea un al doilea copilaș persista încă atunci când urma dorința să fie externat. Uh -huh. Noi preconizam oarecum să iasă Dorin din spital, să mergem la clinică de recuperare, să îl punem pe picioare și ne doream să apară un al doilea membru, îți dai seama, pentru Stelian era deja important să aibă cu cine să se joace uh -huh. și ne doream. Nu a fost să fie atunci însă dorința mea a continua rămas. pentru că uh, pentru o femeie se devină mămică mică o primă oară, a doua oară, e o binecuvântare. Îmi era și frică, Îmi era frică că nu știu, dacă voi mai putea avea, pentru că am trecut uh, o perioadă foarte stresantă pentru întregul uh -huh. organism, uh -huh. dar și pentru starea mea psihică. Și Uite că, deși eram supărată foarte tare pe, pe, Dumnezeu și încă sunt cumva în procesul ăsta de împăcare, prin apariția lui Marius, înțeleg că există ceva mult mai sus și mai presus, mai divin, decât conștiința noastră omenească poate să perceapă. Uh. Eu am aici mai multe întrebări, o să încerc să fac în una singură. Perioada asta de graviditate, adesea, nu doar legende, dar pe bune se zice că în această perioadă femeia nu trebuie să aibă stresuri, de femei în general trebuie de avut grijă, nu trebuie să trăiască anumite momente de șoc, complicate. Aceste momente, oarecum în perioada asta de 9 luni de zile, ele au avut loc în viața ta. N-ai cum să eviți, n-ai cum să... Cum a fost perioada asta de graviditate pentru tine? Complicat? În îmi... primul și în primul rând eu am lucrat foarte mult, primele trei luni în special, atunci când trebuia să fiu foarte liniștită, foarte odihnită și foarte calmă. Eu am lucrat nopți în șir, pe tocuri, cu dureri de spate cu tot felul de emoții în care aveam responsabilitatea evenimentului pentru că eram și moderatoare și interpretă aveam și echipă pe care trebuia să gestionez uh -huh. și tot evenimentul era cumva în spatele meu a fost dificil pe alocuri o ușoară toxicoză și tot felul de sensibilități de mirosuri și uh, incapacitatea asta de a, de a, de a mânca te uita la mâncare, ți era foame dar nu puteai era și asta. Uh, și iarăși conștientă că eu trebuie să fiu responsabilă de corpul meu, de starea pe care mi-o induc și am lucrat la fel cu mine și cu starea mea interioră. Trăiai cumva că cu era... ideea că știi, la mine e lupta asta continuă. În momentele în care intervine ceva dificil, la fel eu sunt cea care îmi spun stop, hai să vedem cum facem. Dacă eu nu mai sprăvesc, apelez iarăși la nașa mea și îi spun, mm -hmm. uite, am o situație, eu nu știu, eu simt asta, eu simt asta. Și tot ea este cea care încearcă prin diferite terapii să, să, mă, să mă, readucă la, la calea normală. 23 martie. S-a născut, iarăși din sursele mele spun că această zi are o semnificație pentru tine aparte. De ce? Nu știu dacă e ca... A fost plănuită, apropo, ziua asta sau s-a întâmplat pe bune nu. întâmplător? Nu, nu a fost plănuită. Marius trebuia să apară în aprilie, uh -huh. în a doua jumătate a lunii. Deci Marius... Nu știu, cred că e legat ceva de univers. Are o semnificație aparte pentru că, bine, oarecum ține de mine și de viața mea și de istoria mea, dar iarăși, știind să, să fac o conexiune pentru că altfel nu mi-explic, pe data de 23 martie, sfletealul lui Dorin se lupta cu viața. Iar Marius se lupta cu apariția în viață, știi? Uh -huh. um, pentru că data de 24 pentru noi, cei care facem parte din familia lui Dorin, uh, rămâne o dată de doliu, o dată dureroasă. Uite că apariția lui Marius, care de altfel ea este surpriză, a făcut ca această perioadă să, să fie și să apară și un motiv de bucurie pentru că a apărut la fel în martie a apărut cu o zi înainte ca Dorin să plece iar când eu la șapte seara eram în sala de naștere doi ani în urmă Dorin la ora șapte a fost luat în terapie deci lucrurile cumva s-au rotit foarte mult în jurul acestor deți, în jurul acestor ore eu, eu. și... Bine, asta ține doar de mine și nu, nu ține și de actualul meu soț, însă tot ce se întâmplă în viața mea e oarecum legat cu Universul și uh, Marius a ales să apară pe 230323 23, o dată extraordinară care e magică pentru, pentru întreaga lume cumva și mai, mai ales că nu era preconizat în martie și nu pe 23 și nu pe 24 și știi, nu a fost nici măcar pe 24 a fost pe 23 pentru că să nu uh -huh. se încurce una cu alta. Marius era așteptat în aprilie în perioada Paștelui. Uh -huh. Însă a fost necesar să intervenim și uite că deja are o lună, Marius, de când îl ținem în brațe nu doar câteva zile. Și eu în continuare cred că lucrurile sunt trimise, ghidate de univers. Iar eu mai zic că Dorin este universul meu, știi? Și că el de acolo transmite energia asta, hai să zic, energia asta supremă pe care noi nu suntem capabili să o să o identificăm, să o pipăim, dar care ea este și eu cred. Să fiu eu halucinantă, dar eu cred că ea există și că eu îi simt prezența lui în continuare în viața noastră, prin faptul că ceea ce mi-am propus să realizez împreună cu el și că mi-am dorit copil, uite, se întâmplă și că uh, lucrurile care trebuie să se întâmple, se întâmplă în viața mea fie plăcute, fie mai puțin plăcute, fie tragice, ceea ce are omul să trăiască, oricum o să parcurgă. Iar asta înțeleg eu, că indiferent dacă mă opun sau nu, dacă încerc să uh, neg anumite situații din viața mea, ele oricum se întâmplă. Iar eu fie fac față, fie las mâinile în jos și mă înghit balaurii. Prenumele L-ați ales împreună? Marius? Da, erau uh, în listă două, două nume și uh, am zis că era bătălie uh, eu cu soțul vroiam Marius Stelian își dorea Cătălin uh, aceste două numere, nume erau oarecum în lista preferințelor mm -hmm. și uh, i-am zis Stelian, uite, o să apară frățiorul tău eu o să-l văd și s-ar putea să îl numesc în general altfel, știi, să simt eu ceva mm -mm. diferit zic până la urmă am tot dreptul pentru că eu îl port, eu îl nasc și vă rog fără supărare, știi? Dar atunci când uite, a apărut și mai ales zi special neașteptat totul pentru noi, am zis că nu, tu nu ești Cătălin, tu ești Marius, pentru că tu ești marea noastră minune și pentru că tu cu adevărat ai ales o zi Mare și o zi cu semnificație deosebită pentru noi. Și aici a rămas Marius. Frumos! Da! Deci, sincer, da, Marius are apropo, dacă să luăm așa, printre litere mare. Frumos! V-ați gândit foarte, foarte frumos. Mulțumesc! Aici urmează întrebarea, nu știu, cheie poate pentru unii care nu pot dormi nopțile. Urmează pe lângă cumătrii să sărbătoriți și o nuntă? Nu. Rămân lucrurile așa? În continuare sunt cei care nu pot să doarmă, știi? <laughs> lucrurile oarecum stau firești, așa cum trebuie să fie. Am avut și întrebări provocatoare de genul Ok, copilul ăsta a apărut, voi nu sunteți cununați, bla bla bla, et că, că. Noi suntem și cununați. Noi suntem și în legea civilă. Noi suntem o familie, așa ca toate celelalte, căsătoriți, mm -hmm. cu acte în regulă și chiar în fața altarului am ajuns. Nuntă nu preconizăm pentru că am făcut o, hai să zic o petrecere, am făcut o, o sărbătoare, mini sărbătoare cu cei dragi atunci când am mers în fața altarului și atunci când am sfințit și locuința unde acum locuim. În rest, nu știu pentru care motive ar putea lumea să nu poată dormi, urmează să încreștinăm copilul nostru uh -huh. și iată lui să-i facem uh, uh, sărbătoare așa cum se cuvine, cu toți nanii și cu toate rudele și cei dragi, uh, dar uh, cei care sunt preocupați așa tare de viața mea, nu știu, ar putea să mă întrebi direct să... <laughs> eu sunt foarte așa deschisă și sinceră și da, nu cred că sunt motivi de, de nesom. E, e totul așa cum, cum e firesc. Cu ceea ce tu de când eu te cunosc, te lăudai cumva într-o formă sau alta și era de apreciat și mereu a fost subiect de discuție este podoba ta capilară. Oh. <laughs> Mă gândeam oare cu ce mă laud, că de ul meu nu sunt clăudăroasă, știi? Mă gândeam oare unde duce întrebarea ta. Da. Tu continui să ai grijă de ea da. și între, între timp cumva ai mai scurtat limia. Foarte puțin, foarte puțin, dar am scurtat-o doar din necesitatea de a o îngriji și de a o reîmprospăta, însă mai am răbdare. O, e o greu. Mânțin. Eu știu că tu foarte menționai greu. în interviuri da. cu câțiva ani în urmă că e foarte complicat să ai grijă E foarte de... complicat. Eu sunt cu părul lung încă de când mă țin minte de mică. Eu m-am și născut cu păr lung. Mama spunea mm -hmm. când prindea fundiță. Tatăl meu era cel care întotdeauna interzicea mamei să foarte că la mine în păr am crescut și am îndrăgit eu aspectul meu cu părul lung. Deja aveam și momente când gata, nu mai pot, merg să mă frezez, merg să mă tund, că nu mai rezist. Ajungeam la un moment în care nu, 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 că o să vii și o să plângi în pernă și părul nu o să mai crească atât de rapid. Și uite, am 30 și de ani uh, și rezist pentru că nu mă mai văd altfel. Deci oarecum mm -mm. e o carte de, de vizită de și dacă și... toți sunt rapunzel de Moldova, știi? Uh, oarecum trebuie să respect uh, așa eticheta asta. Nu zic că nu o să-mi tune vreodată să, să fac o schimbare. Pentru că el este natural, este nevopsit, uh -huh. e, e așa cum l-a dat Bojica. <laughs> Și îl îngrijesc, iarăși mă întrebau fetele care este secretul. Secretul este să-l iubești să-l îngrijești și să ai, nu um, știu, să ai energia asta necesară, pentru că și el e, e parte din tine și trebuie să-i transmiți mm -hmm. energie pozitivă. Uh, mai nou, acum copiii, Marius, mă mai trag de păr, dar sper să rezist <laughs> și aici, știi? Uh, pentru că pe ăștia mici, când că bag trag, mâna trag. în păr, trag așa bine. Și da, oarecum parcă și mișă jale îți dai seama, -am deci și... 30 ceva și îți mulțumesc <laughs> pentru apreciere. Noi urmează să ne întâlnim la cumă trei. Doamne ajută, nu știu când va fi asta. Nu ați plănuit Nu am plănuit-o încă. Doamne ajută, ne dorim mai întâi să-l încreștinăm pe, pe micuț. Iar petrecerea vedem cum, cum, va fi. Va fi în aceeași zi, va fi peste un an, doi, nu știm, să, să fim sănătoși. Asta ne dorim, să, să fie copiii sănătoși, pentru că asta este cea mai mare fericire și împlinire. Iar petrecerile le putem face și mâine și poi mâine și în orice zi. Să dea Domnul. Noi îți mulțumim foarte frumos și pentru prezența eu. ta în studioul nostru. Mult succes în tot ceea ce faci tu, proiectele pe care planifici să le lansezi, să fie de milioane de vizualizări, să mergi cu multă dispoziție la petreceri, mulțumesc. mai puțin hate, nu o face bine, și multă sănătate ție și familiei tale. Vreau să-ți mulțumesc și să știi că am fost foarte surprinsă și plăcut surprinsă de altfel de invitația ta pentru că nu m-aș fi gândit niciodată că prezint un interes aparte pentru un podcast al tău, deși te urmăream și îți urmăream activitatea și îmi plăcea, te admiram. Nu m-aș fi gândit niciodată că o să apar oarecum aici, pentru că eu sunt modestă de felul meu și nu, nu mă dau mare și tare ca să ies cumva în evidență, deși oamenii vor să creadă asta. Iar în privința hate-ului, vreau să, să știi că și ăsta este bun. Și ăsta îți arată locul în care ești la moment și datorită lor crești și datorită oamenilor care împrăștie hate devii mai puternic, prinzi mai multă imunitate și datorită lor înțelegi că tu ești mai valoros decât ei. Profund de acord. Îți mulțumim foarte și mult. Și eu îți mulțumesc tare mult. Invitata din această seară pentru voi, doamnelor și domnilor, Luciana Spân, o artistă de muzică populară, noi ne revedem la o nouă ediție cu un nou invitat, până atunci să aveți buna voastră dispoziție, papa!